E o zi atât de minunată, atât de frumoasă astăzi, când, în primul rând, putem să fim în casa Domnului, dar nu, nu doar, nu dar putem să sărbătorim mamele noastre. E o zi de sărbătoare și îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru acest timp, pentru această zi atât de frumoasă. Eu, personal, am amintiri foarte minunate cu mama mea. Îmi -am amintesc de mama mea cântând prin casă, când eram copil, când își făcea lucrurile prin casă, totdeauna cânta și lăuda pe Domnul. De la ea am și eu această dorință de a cânta. Talentul încă nu s-a aprins de mine, dar sper că în cer, în cer o să pot și eu să cânt mai cum trebuie. dar am atât de minunate memorii cu mama mea și ce interesant e Chiar dacă astăzi sărbătorim ziua mamei, o zi atât de importantă pentru fiecare dintre noi, societatea în care trăim încearcă să redefinească ce înseamnă mama. Niște exemple. În martie 22, luna trecută, senatoarea Marsha Blackburn a întrebat pe judecătoarea Kentaji Brown Jackson, care candida pentru o poziție la Curtea Supremă a Statelor Unite, să definească cuvântul femeie, Kentaji Brown Jackson, ea însuși o femeie, a zis că nu poate defini ce înseamnă o femeie, fiindcă ea nu e un biolog. Autorul unui articol din Washington Times, scris chiar acum vineri, scria în articolul acesta că această sărbătoare ar putea să ajungă la capăt, să nu mai fie sărbătorită, ar putea să fie renumită ziua persoanei care naște. Un alt articol de la CNN, scris chiar ieri, zice că pentru unii copii ziua mamei nu se aplică, fiindcă pentru unii copii ei provin din familie cu doi tătici. În aprilie 27, luna trecută, la Universitatea Edinburgh, în pierd din Scoția, la materialul pentru asistentele medicale care se ocupau cu naștere, au introdus material cum să ajungă, ajută un bărbat ca să dă naștere. Mă gândesc că nu ați venit la biserică în seara aceasta ca să auziți știri negative de la CNN, dar citind aceste, aceste articole, m-am gândit la persoanele acestea care le-au scris, la acești autori, la acești oameni m-am gândit că ce i-a îndrumat pe ei, ce i-a influențat pe ei în viețile lor, ce au moștenit, ce învățătură au moștenit ei de la mama lor. De aceea, scurtul meu mesaj din această seară l-am intitulat Moștenirea de la o mamă credincioasă. Și primul lucru care Dumnezeu mi-a pus pe inimă care putem să moștenim de la o mamă credincioasă este un caracter, un caracter duhovnicesc. Definiția caracterului e, poate fi simplă și, și complicată, dar sună cam așa: caracterul face în un caracter bun, face în mod constant ceea ce trebuie, la momentul potrivit, în modul potrivit, pentru motivul potrivit. Sau o definiție mai simplă. Caracterul e ceea ce faci atunci când nimeni nu te vede. Eu cred că mamele noastre au un simț aparte. Nu știu, de ce puțin mama mea, parcă totdeauna avea ochi în spatele capului. Totdeauna când făceam ceva nu trebuie, chiar dacă ea era aici și spăla vasele, nici nu se uita la mine și spunea, Aronaș, ce faci? Mm -mm. Dar nici nu se uita la mine și parcă știa că nu fac ce trebuie. E minunat. Așa asta am văzut-o și la copiii noștri, când cu soția mea, când copiii făceau ceva ce nu trebuie și copiii se uitau. Dar cum ne-a știut mame, că noi nu facem ce trebuie să facem? În Proverbe 31, capitolul cunoscut ca și Capitolul pentru Proverbs 31, Women, pentru o femeie minunată, o femeie frumoasă. Capitolul acesta din Proverbe descrie, de fapt, cum arată o femeie nobilă, frumoasă, dar nu doar aceasta. Mai arată și un lucru, ce arată cum arată un fiu cu caracter. Autorul Proverbelor 31 începe așa. Cuvintele împăratului Lemuel, învățătura pe care îi dădea mama lui. Nu cunoaștem numele mamei împăratului Lemuel, dar ceea ce putem cunoaște despre mama lui e caracterul ei. Putem vedea prin, aceasta prin învățătura care i-a dat-o împăratului Lemuel. I-a înțeles puterea de influență care o mamă poate să o aibă asupra copilor ei. El l-a instruit cu principii înțelepte să conducă cu integritate și să promoveze dreptatea. De exemplu, în versetele 8 și 9 scrie Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Mamele ar trebui să insufle și să inspire în vieților celor mici uh, care sunt în grija lor un caracter nobil, un caracter frumos, un caracter duhovnicesc. Fiindcă lumea în care trăim are nevoie de copii care când vor deveni adulți să știe să prețuiască bunătatea, sinceritatea, integritatea, sfințenia și smerenia. Uh, lumea asta ar fi total diferită dacă am crește astfel de copii și mulțumim lui Dumnezeu mamelor care instilă și crește copii cu un caracter duhovnicesc. În al doilea rând, o moștenire care putem primi de la o mamă credincioasă pe lângă caracter duhovnicesc e cuvântul Domnului. Ca părinți, punem foarte mult accent pe o educație pentru copiii noștri și e importantă. Mama mea a avut un timp destul de greu cu mine când am fost mic, să învăț la școală, să fiu atent. Am trebuit să memorizez multe formule de algebră, de chimie, de fizică. Adevărul e că nu m-au ajutat foarte mult, poate că pe alții, dar mulțumesc lui Dumnezeu că și a insistat să învăț, să, să mă educ. Dar, dar mai, mai, sus decât atâta, decât școala și educația, mama mea m-a încurajat și m-a ajutat să memorez cuvântul Domnului. Și de multe ori mă impresiona, fiindcă ea îl spunea din memoria ei, ea îmi spunea psalmii care ea știa din copilăria ei și cuvântul care el știa îl trăia și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta. În Deuteronom, capitolul 5, Moise poporul lui Israel despre poruncile Domnului, iar în a, capitolul 6, în versetele 6 și 7, cuvântul Domnului spune Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Pe puzele unei mame credincioase va fi totdeauna cuvântul Domnului. Și sunt sigur că mulți dintre noi care am crescut într-o astfel de familie, ne amintim de mama, ne amintim că ce-a iubit cuvântul și mulțumim lui Dumnezeu pentru astfel de mame care ne-a lăsat o moștenire atât de minunată, cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta care dă viață, cuvântul acesta în care găsim dragoste, în care găsim iubire. Căci fără cuvânt, copiii umblă în întuneric și fac decizii imorale, precum am văzut în articolele scrise mai dinainte, dar atunci când cuvântul Domnului domnește în viața unui copil, se întâmplă ceva minunat. Psalmul 119, versetele 105 și 106, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Jur și mă voi ține de jurământ că voi păzi legile tale cele drepte. E atât de minunat să avem cuvântul, să avem o mamă care ne îndreamă la cuvânt, care ne educă din cuvântul Domnului. Și cuvântul acesta, evident, trebuie învățat copilor noștri din generație în generație. O a treia moștenire care putem primi de la o mamă credincioasă, pe lângă un caracter duhovnicesc, pe lângă cuvântul Domnului, e evident credința. Cel mai frumos și încurajator exemplu de credință e să vezi credința în mama ta, în tatăl tău, în părinții tăi. Îmi amintesc de mama mea de multe ori rugându-se, auzind-o, rugându-se pentru noi copiii. Îmi amintesc când povestea despre când m-am născut, doctorii au zis că nu voi avea șansa să trăiesc mult, voi muri în curând, nu voi trăi. Dar totuși mama mea nu a continuat să se roage cu credință. Cu credință ne-a dus la binecuvântare. Cu credință ne-a dus înaintea Domnului. Fiindcă ea și-a pus credința în Cel care niciodată n-a dezamăgit-o. Dumnezeu, glorie Lui. Cum arată credința unei mame credincioase, în primul rând? în 2 cu 20. Așa arată credința. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu. Și trăiește Hristos în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Așa arată o mamă plină de credință care știe Mântuitorul, își cunoaște Mântuitorul, care, care și-a dat toată viața ei să laude și să onoreze pe Mântuitorul ei, pe Salvatorul ei. Căci credința în Hristos te schimbă și te pune pe calea către Dumnezeu. Și cel mai bun loc pentru un copil să vadă ce înseamnă credința în Dumnezeu cu adevărat e în familie, în părinții lor, în tatăl și mama. Și un exemplu foarte frumos care îl avem în Biblie, îl aflăm în Timotei. În, în repistola a doua către Timotei, capitolul 1, versetul 5, Pavel scrie către Timotei, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit, care s-a născut, care a trăit mai întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta unice, și sunt încredințat căci și în tine. Vedem aici credința din generație în generație. O mamă, Lois, care a continuat să, să predice Evanghelia copilor ei. Eunice a primit credința de la mama ei, Lois, iar Timotei a primit credința de la mama, de la mama lui, Eunice. Credința aceasta, dus dată din generație în generație, o moștenire cu adevărat binecuvântată, o moștenire care nu poate fi schimbată cu nimic, o moștenire de preț, credința în Isus Hristos. Văzând aceste trei aceste trei moșteniri, caracter duhovnicesc, cuvântul divin și credința în Isus Hristos. mulțumim lui Dumnezeu pentru mame care se luptă pentru copiilor care continuă să mijlocească pentru copiii lor. Și în această seară doresc să încurajez fiecare mamă să nu dispere, să nu cadă în necredință, să continue să se, să se roage pentru copiii ei, să continue să-și îndrume, să îndrume copiii la pocăință. Iar pentru noi, care încă mai avem mame, sau pentru noi, care am fost binecuvântați cu o profesoară de la Sunday School sau cu o altă femeie în viața noastră care a fost ca și o mamă pentru noi, încă nu e prea târziu ca astăzi să le mulțumim pentru lucrarea lor, pentru dragostea care și-au arătat-o. Efeseni 6. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, anume, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Vă încurajez, mamelor, continuați în aceasta și vă încurajez pe fiecare care are mamă Continuați să onorați mama dumneavoastră. Și vreau să încheie cu aceste verseturi care vers, un mic vers dintr-o poezie uh, intitulată Inima Mamei de Nicula Mureșan, care se spune așa frumos: Atât cât mai bate ea, Inima Mamei, -aș, nu așteaptă palate și nici avuții. Ce așteaptă e simplu: puțină îngrijire, căldură, iubire și sigur așteaptă respect de la fiii ei. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să binecuvânteze mamele noastre, mamele din Biserica Emanuel și Dumnezeu să fie glorificat în fiecare familie în Biserica Emanuel. Amin.